Cum te numești? Denisa Siler. Îți alegi tu după, eu fac cea mai mult material. Da. Că... 31. Ce înainte. Da, e așa mai blurry puțin când îi pun pe ochi, acum e mai blurry cu ei. Da, un pic. Ne-am luat niște picături de la farmacie, chiar le-am adus. Am luat un fel de antihistamin. Ah, ok, ok. E ceva mai primul să fie să fie parte. Nici nu știu ce mi s-ar potrivi, să încercăm. Da. Modelul ăla de Harry Potter e foarte cerut. Am văzut. Așa, un pic mai jos. Ia, așa, da. Uh-huh. Așa parcă te contrează mai bine decât ceilalți. Da, da. Haideți că am început un vlog nou și nu mai știu cum să folosesc camera asta pentru că n-am mai folosit-o de mult pentru vloguri. Am fost astăzi la Iris Optic pentru un consult oftalmologic și mi-am dat seama că dioptriile mele nu s-au schimbat, am -0.5 la dreptul, dar mi-a plăcut foarte mult locația, magazinul, e foarte chic, foarte cozy, foarte primitor. Am avut consultul gratuit. Apropo de asta, vreau să vă anunț că găsiți consultații gratuite, optometrice și oftalmologice, oftalmologice alături de un medic. O să vă las locațiile și site-ul în bara cu descrieri și vreau să vă zic că mi-a plăcut super mult pentru că n-am mai făcut de mult consultul ăsta în primul rând, în al doilea rând, pentru că ultima dată când am fost, totul a fost pe repede înainte și nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Nu mi-a explicat nici femeia aceea că eu de fapt nu văd la depărtare și eu trebuie să-mi port ochelarii doar pentru depărtare, gen condus, ieșit afară și așa mai departe. Și mi-a dat niște informații greșite, așa că mă bucur că am găsit o locație în care a fost totul ok. Consultul nu a fost pe repede înainte, chiar a fost foarte fain, a avut foarte multă răbdare, a pus foarte multe întrebări doamnei doctor, plus că mi-a apărut o problemuță, am aparent sindromul ochilor uscați și i-am pus foarte multe întrebări, pentru că nu știam cum s-a declanșat așa dintr-o dată, n-am mai avut până acum niciodată, dar ne... Lucrând în IT și stând zilnic la 3 monitoare, la un moment dat se întâmplă și asta. Și bineînțeles că mi-a prescris și niște picături de ochi. După ce am terminat consultul și am stabilit dioptriile și așa mai departe, am încercat ochelari, am încercat o mulțime de ochelari, au o mulțime de variante, aveți de unde alege, prețurile sunt foarte ok. Bineînțeles, de la prețuri accesibile până prețuri la mai mari pentru, bineînțeles, pentru branduri de astea mari. Dar mi-a plăcut super mult că a fost acolo și cineva care să mă ajute, care să mă îndrume, pentru că eu am o față destul de mică și îmi găsesc foarte greu ochelari. Ultima dată când mi-am făcut ochelari a
fost dezastru, mi-am luat niște ochelari foarte, foarte mari pentru capul meu mic și, na, acum de data asta îmi place super mult ce mi-am ales și o să vi arăt și vouă, bineînțeles, când sunt gata, probabil zilele următoare, o să vi arăt aici pentru că o să continuăm vlogul. Și o să vă las, bineînțeles, în bara cu descriere, așa cum am menționat, link-urile dacă vreți să faceți și voi aceste consultații gratuite. Mi se pare foarte fain, știu că sunt consultații gratuite și la Lensa sau nu mai știu, dar ce e diferit e fix ce v-am menționat. Consultul aici nu e pe repede înainte și mi s-a părut foarte, foarte fain. Am avut și din ce alege la ochelari, s-o vă recomand cu mare, mare drag. Să mergeți să aruncați un ochi pe site sau să le faceți o vizită, bineînțeles cu programare în prealabil. Iar după ce am plecat de acolo, am intrat în San Plaza și am intrat până la Stradivarius pentru că îmi doream un costum. Am văzut un costum roșu pe site, care mi-a plăcut foarte mult, doar că, bineînțeles că am venit doar cu pantalonii de la costum, pentru că costumul, ce să zic, sacul era prea oversized pentru mine, adică eu port oversized, dar ăsta mi s-a părut prea, prea. Și hai să vă arăt un pic ce mi-am cumpărat, pentru că, na, eu sunt momentan cu eticheta pe mine, pentru că tocmai am făcut niște story-uri în care v-am arătat ce mi-am cumpărat și o să vă arăt doar ținuta asta, pentru că o să filmez un clip separat cu tot ce mi-am cumpărat, pentru că, bineînțeles, am mai plasat o comandă zilele trecute tot de la Stradivarius. Da. Avem așa. Lumină mai puțină pentru că e cam întunecos afară, dar a găsit Alex Helanca asta roșie foarte, foarte simpatică și mi-a plăcut. Deși eu în mod obișnuit nu port helanci de astea cu guler, dar asta e foarte moale, are un material foarte frumos și fustița asta pe care am văzut-o și pe site, mi-a plăcut încă de atunci. Să știți că o găsiți și pe crem, să mai știți că e destul de scurtă, dar e foarte, foarte mișto. Și am rămas cu pantalonii de la costum, roșu, așa cum am menționat, și sunt foarte faini. O să vă zic toate detaliile și o să facem un try-on haul în curând. Haideți că poate reușesc să vă mai dau și eu un update din când în când. Astăzi a fost o zi super, super proastă la muncă, pentru că mi s-a stricat un port USB de la laptopul de muncă. Și toată ziua am stat pe la IT Guys, n-am rezolvat nimic, mi-au dat un nou laptop și m-am enervat și mi s-a stricat toată ziua. Nu știam de la început că laptopul meu îmi va fi înapoiat și îmi dau doar unul de rezervă să lucrez pe el atâta timp cât laptopul meu e în service. Și bineînțeles că mi-a stricat toată ziua pentru că știam că trebuie să instalez o mulțime de programe, să mă conectez la o mulțime de clustere și broker și oh my god. Și mi-a stricat toată ziua. Și mi-am dat seama că nu îmi plac schimbările de niciun fel, mai ales schimbările astea majore. Bineînțeles că până la urmă I go with the flow și accept situația, dar azi mi-a stricat chiar toată ziua. Și probabil, da, pentru voi e, nu e ceva nașpa să îți dea un laptop nou, dar pentru mine e, pentru că lucrând în IT am o mulțime de programe pe care trebuie să le reinstalez, să mă conectez la foarte multe chestii, să-mi recuperez toate măgăriile și e foarte complicat. Așa că m-am gândit după aceea puțin mai bine și eu am săptămâna viitoare 4 zile, după care merg în concediu până în 1 octombrie. Așa că mă gândesc să fie bine și poate, poate îmi vine și laptopul de la service până atunci și să nu mă mai stresez, dar oricum mi-a stricat toată ziua astăzi. Că toată ziua am stat doar pe acolo, pe la IT, pentru că ne-am dat seama destul de greu că e o problemă cu portul USB. Inițial, după ce am ajuns la muncă, am luat micul dejun și mi-am conectat laptopul la monitoare și bineînțeles că nu mi se aprindeau monitoarele și ce să fac? Ca tot omul, pe românește, dai restart la laptop, scoți cablul, bagi înapoi și așa mai departe. Inițial am crezut că problema e de la Docker. Dockerul e pentru toate cablurile care în mod normal ar intra în laptop, doar că intră în Docker. Astfel că în laptopul tău ai un singur cablu care se conectează cu Dockerul și astfel cu toate firele
cablurile celelalte. Și săptămâna trecută am mai observat eu așa că mai pâlpâie ecranul, că nu se mai conectează, că nu mi se aprind monitoarele, că nu știu ce, dar am trecut peste. Dar de data asta orice am făcut nu s-a mai rezolvat, așa că am făcut un ticket la IT și m-am dus peste ei și am observat că e o problemă. Da, na, sper să se rezolve curând, așa cum am menționat. N-am intrat să vă încarc și pe voi, am intrat doar să vă dau un update, că nu știu unde sau ce am filmat ultima dată. Dar am ajuns la mine o nouă lansare de produs, un produs nou de la Bioderma și mă gândeam să vi-l arăt și vouă. Acesta este. Este vorba despre Sebium Active Gel Spumant. Produsul acesta, dacă vrea să-l focalizeze, dacă nu, asta e. Este pentru o curățare activă inspirată de ecobiologie și cele trei criterii NAOS pentru curățare activă a pielii acneice și grase sunt. Ține cont de ecosistemul natural al pielii, cu un agent de curățare delicat, acționează asupra cauzei cu ajutorul gluconatului de zinc ce reglează cantitatea de sebum și stimulează mecanismele naturale ale pielii cu două ingrediente active, keratolice, acizii AHA și BHA, care susțin regenerarea celulară la nivelul pielii. Astfel fiind un produs potrivit pentru tenul gras, pentru tenul acneic, este un gel de curățare. Un produs de curățare delicat și un produs de curățare activă, deoarece curăță pielea în profunzime, dar și la suprafață, reducând imperfecțiunile datorită unui efect delicat de peeling. Și pentru că tenul meu nu arată în cea mai bună formă, nu știu ce s-a întâmplat, am niște chestii pe aici, chestiuțe pe care le-am avut în liceu. Sper să se rezolve problema, poate e o problemă hormonală, nu-mi dau seama. Dacă nu se rezolvă, să merg și la un dermatolog, dar eu sper să se rezolve, că nu e chiar așa gravă situația. Dar o să încerc și acest produs, pentru că e fix ce trebuie. Pentru ten al meu nu e chiar ten gras, dar e mixt și am și eu sebum în partea de sus, în partea frunții. Așa că cred că o să fie un produs ok și, bineînțeles, o să fac un review pe blog după ce încerc produsul o perioadă mai lungă. Știu că au o variantă de asta pentru tenul sensibil, eu n-am încercat, dar știu că și acel produs e destul de eficient, sau cel puțin așa am auzit pe la fetele care l-au încercat. O să-l punem, deci, la treabă. Mă duc să mănânc pentru că mi-e super foame și cum a fost o zi atât de proastă. Abia aștept să treacă să mă pun în pat. Ciuci aici e super nerăbdător, nu știu care e treaba cu el, se tot plimbă prin cameră. Cred că vrea afară, o să-i deschid ușița. Și o să vă arăt ce mâncăm la cină, după care probabil zilele următoare mai facem niște chestii interesante. Da, veni și filmează de parcă i-alea făcut. Bine că mă dai de bun aici, voiam să mă lau, că eu le-am făcut. Trebuie să-mi iei două gălăstea. Două îți iau. Pune și cartofi aici cu plating-ul. Fără plating. Aveai și cartofi. Plating-ul dincolo. Bine, plating-ul dincolo. Pun sosul, nu? Da. Așa, și avem și cartofi prăjiți și burgeri arată super bine. Sunt făcuți de Alex, bineînțeles, și ne uităm la suits. M-am așezat aici comod pe canapea pentru că voiam să vă povestesc puțin despre controlul pe care l-am făcut zilele trecute la Iris Optic, un consult, mai bine zis, oftalmologic, împreună cu un medic. Eu am ochelar de, nici nu mai știu, cred că din facultate, să zic, parcă atunci am fost la un consult și mi s-a determinat o dioptrie de -0.5 la depărtare, bineînțeles, nu văd bine, și n-am mai fost la un consult de ceva timp și am primit o propunere de colaborare și am zis că, bă, e momentul să merg și eu să văd care-i treaba, pentru că stau foarte mult în fața unui calculator, de fapt chiar în fața unor monitoare, trei monitoare mai bine zis, astfel că risc să îmi stric ochii. Mai ales în ultima perioadă am început să am ochi uscați, să am o mâncărime, să mă usture,
și să mi simt tot timpul parcă aș avea ceva în ei și nu mi s-a părut ok și chiar voiam să merg să cer părerea, sfatul unui medic. Așa că această colaborare a picat la țanc, să zic eu așa. Am fost zilele trecute, așa cum am menționat, și mi-am făcut acest consult. Inițial m-a speriat puțin pentru că în momentul în care mi-a luat tensiunea oculară și așa mai departe, m-a consultat, părea că dioptriile mele sunt foarte, foarte mari, undeva la 1, ceva. Și bineînțeles că m-a speriat pentru că știam că stau în calculatorul ăla 8 ore pe zi și na, e nașpa. Pe lângă asta stau cu ochii în televizor și în telefon restul zilei. Așa că toată ziua cu ochii în device-uri mă și gândeam că, Doamne ferește, mi-am stricat privirea. Dar după un consult mai amănunțit, ne-am dat seama că e ok, dioptriile nu s-au schimbat, am tot minus 0,5, dar, atenție, doar la ochiul drept, aparent cu ochiul stâng văd foarte bine, probabil ochiul drept e mai solicitat, sau cel puțin așa cred eu, și am ales să îmi schimb și ochelarii, asta pentru că ochelarii pe care îi aveam, nu știu de ce am impresia că dioptriile sunt făcute pentru ambii ochi și am încercat zilele trecute chiar înainte să merg la consultație și mi se părea că nu mai văd bine cu ei, așa că bineînțeles opțiunea mea a fost să îmi fac o altă pereche de ochelari corecți și corespunzători. Vreau să vă zic cu ocazia aceasta că cei de la Iris Optic au consultații oftalmologice împreună cu un medic, dar și optometrice gratuite, așa că puteți să profitați și voi. O să vă las toate detaliile în bara cu descrieri, inclusiv site-ul unde puteți să mergeți să checuiți această informație. Eu am fost la magazinul din Uverturii, care e undeva în Militari. E un magazin foarte mic, foarte chic, foarte cochet, m-a impresionat foarte mult pentru că arată foarte bine și în continuare o să vă pun câteva cadre pe care le-am luat de acolo, inclusiv în momentul în care îmi aleg ochelarii. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am putut să discut cu doamna doctor și a fost foarte atentă la ce întrebări aveam și eram așa nelămurită în urma unor controle mai vechi pe care le-am avut și care n-au fost ceea ce trebuie. De obicei, în trecut, la medicii la care am fost, nu știu, mi se părea mie că aceste consultații trec așa pe bandă rulantă și nu apucam să pun întrebări, nu apucam să înțeleg exact ce se întâmplă. Și mi-a plăcut foarte mult că aici mi s-au oferit toate informațiile și am plecat super mulțumită de acolo. Pe lângă asta mi-a plăcut foarte mult că am avut un mare ajutor în alegerea ochelarilor, pentru că data trecută, tot așa la grabă, i-am luat de capul meu și i-am luat foarte mari și arătau foarte ciudat și cred că ăsta a fost și motivul pentru care nu m-ați văzut cu ei. Da, chiar nu țin minte să mă fi afișat pe undeva cu ei, asta pentru că mi-erau destul de mari și, na, oricum, la momentul respectiv se purtau ochelarii mari și așa mai departe, but no. Așa că, bineînțeles, mi-am făcut și alți ochelari, am fost să-i ridic zilele trecute, am primit aici plăsuța, unde aveți chiar și câteva date despre magazine. Să știți că Iris Optic e de pe piață din 92, așa că nu e un magazin nou. Ei iau așa, în sector 1, în sector 2 au la Bulevardul Carol și la Lacul Tei, iar în sector 6 la Bulevardul Uverturii 85, unde am fost și eu să îmi fac acest consult. Și am aici, bineînțeles, și foicica cu informațiile pentru acea senzație de mâncărime, usturime și așa mai departe pentru ochi. Aparent pot fi două cauze. În primul rând, cred că v-am mai povestit, eu sunt alergică la ambrozie, astfel că se declanșează și la nivelul ochilor. S-ar putea să fie din cauza asta, dar s-ar putea să fie și de la faptul că stau în calculator atât de mult și să am un început așa de sindrom al ochilor uscați. Mi-a oferit numele unor picături
Într-adevăr au costat mai mult, dar vreau să zic că din prima clipă când am folosit acele picături mi-au făcut foarte bine. Pentru că eu am fost la farmacie și am cerut niște picături pentru sindromul ochilor uscați, dar bineînțeles că mi-a dat tanti ce-a știut și nu m-a ajutat foarte mult. Iar acum pot să zic că e foarte ok, plus că încerc să țin sub control și nebunia asta de alergie la ambrozie pe care nu o mai suport și vreau să încep tratamentul de anul viitor să scap de ea. Până atunci mai e. Momentan să trecem peste perioada asta, că o să țin oricum până la sfârșitul octombrie, poate chiar noiembrie. O să vă arăt și ochelarii. Ăsta e etuiul pe care l-am primit împreună cu ochelarii și un etui atât de simpatic și atât de frumos. Și aici am, bineînțeles, pentru curățat ochelarii și ochelarii. Ochelarii pe care i-am ales sunt de la Ab Original. Sunt foarte, foarte drăguți, sunt foarte simpli. Arată cam așa, nu știu cum să vi arăt, să puteți să vedeți și voi ceva. N-au partea de jos, au doar partea de sus, sunt cu mov. Mie îmi place foarte mult că movul ăsta arată bine și pentru părul meu, dar ce-mi place cel mai mult e faptul că sunt foarte simpli, sunt foarte ușori. E super, n-aș vrea să porți toată ziua ochelari să mai fie și grei. Și îmi place că se potrivesc. Așa arăt, sunt puțin pisicoși, mie mi-au plăcut super mult, vă zic sincer. Văd bine cu ei, dar bineînțeles trebuie să-i port, pentru că nu văd la depărtare, trebuie să-i port afară, trebuie să-i port când conduc, pentru că de foarte multe ori am zis că nu prea văd, oare vine ăla, nu vine, pot să intru pe bandă, nu pot să intru. So, yep, o să-i port de acum înainte. Oricum, dioptria mea pentru ochiul drept nu e chiar atât de mare, dar, Doamne ferește, se putea și mai rău, așa că o să încerc să îmi port ochelarii și să fie bine. Dar voiam neapărat să vă vorbesc și vouă despre ei, pentru că tot am rămas datoare. Și să vă arăt, bineînțeles, toate cadrele pe care le-am luat de acolo. Am postat chiar și un reel pe Instagram, probabil dacă mă urmăriți și acolo l-ați văzut deja, cum a decurs tot consultul și alegerea ochelarilor și așa mai departe. Yep, dacă vreți, dacă aveți nevoie, e foarte important să vă faceți control la o perioadă de timp, pentru că, ce să zic, dacă stați toată ziua cu ochii în device-uri, cum stau eu, chiar e important. Așa că nu uitați de aceste consultații gratuite, să mergeți pe încredere, pentru că oamenii sunt foarte profi și să puneți toate întrebările și o să vi se răspundă. So, yep.